Tudorfendiuk spune că sumele din fondul de rezervă au fost alocate pe alte criterii decât cele care ar fi justificat împărțirea corectă a banilor. Se spune în motivare că vor fi dați bani acelor entități administrative, autorități publice, care au fost afectate de iarna grea. De acord. Dar de ce n-ai dat tu stare de urgență atunci ca să constați că e iarna grea? Care sunt criteriile în care tu constați că iarna a fost grea? Stratul de zăpadă, gradul de timpii de intervenție, cheltuielile. Care sunt criteriile respective? Un alt criteriu de alocare a sumelor din fondul de rezervă, criteriu pe care primarul Piteștiului Tudor Pendiuc îl consideră subiectiv, este gradul în care localitățile au fost afectate de criză. A doua justificare vine că în unele cazuri, la unele autorități locale, le-au scăzut foarte mult veniturile ca urmare a crizei. Băi, să fie. Păi nu a scăzut dumneavoastră la toată lumea. N-a scăzut la toată lumea veniturile. Și atunci, care este criteriul prin care unul le dau, altul nu le dau? Lipsa fondurilor de cofinanțare pentru proiectele europene este un alt criteriu după care guvernul a alocat sume din fondul de rezervă. La fel, care e criteriul? Fiindcă aici noi ne-am rupt de la bugetul local și sper să fie spus, am spus-o de nu știu câte ori, tot ce am făcut în Pitești am făcut cu fonduri de la bugetul local sau fonduri europene. De la guvern nimic.